s-au rupt nori în nordul județului în câteva zeci de minute. Mai multe localități au fost inundate. 40 de gospodării din Dumbrăveni, Iacobeni, Noiști, Admovile și chiar din Ormenie și Mureș au cerut ajutorul pompierilor sibieni. Zeci de salvatori au intervenit cu o motopompă de mare capacitate, mai multe motopompe medii ori electropompe. În urma avertizării meteorologice de cod roșu înregistrată ieri la nivelul județului Sibiu, pompierii sibieni din 4 subunități de intervenție au răspuns unui număr de peste 45 de solicitări din 5 localități din județul Sibiu și o localitate din județul Mureș. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din gospodăriile afectate de inundații. Peste 40 de pompieri au fost mobilizați cu o motopompă de mare capacitate, 12 motopompe transportabile și 10 electropompe. Din fericire, nu au fost înregistrate victime omenești și nici animale care și-au pierdut viața. În urma șuvoaielor, oamenii s-au întors să-și evalueze pagubele, beciuri, pivnițe, cotețe și chiar locuințe s-au umplut de nămol. Pompierii au fost alături toată noaptea, astfel încât în cursul dimineții de vineri toată apa fusese scoasă din gospodării. Pericolul pare să nu fi trecut încă. Meteorologii vin cu vești proaste. După temperaturile ridicate din ultimele zile, ne așteaptă o perioadă cu furtuni și pe alocuri chiar grindină. Precipitațiile s-au instalat deja în vestul țării și începând de la noapte, dar mai ales pe parcursul zilei de sâmbătă, vor cuprinde întreaga țară. Teribilismul a făcut încă o dată victime. Doi hunedoreni și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier produs în dimineața zilei de vineri pe autostrada 1 la kilometrul 225. Polițiștii spun că în timp ce conducea o auto utilitară spre Vâlcea, un tânăr de 22 de ani a intrat pe contrasens unde a lovit din plin un autotren condus regulamentar de către un bărbat de 45 de ani din Alba. În urma impactului, un tânăr de 20 de ani, pasager al auto utilitare, a decedat pe loc. La data de 23 iunie, în jurul orei 1:30 în județul Sibiu, pe autostrada A1 la kilometrul 225, pe breteaua care face legătura între A1 și DN7, s-a produs un grav accident rutier soldat cu decesul a două persoane. Din primele investigații a rezultat faptul că în timp ce conducea o auto utilitară spre județul Vâlcea, din cauze care urmează a fi stabilite, un tânăr în vârstă de 22 de ani din județul Hunedoara a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu tir condus din sens opus de către un bărbat în vârstă de 45 de ani din județul Alba. Din păcate, impactul a dus la decesul conducătorului auto-utilitarei și al pasagerului din același vehicul, un alt tânăr în vârstă de 20 de ani, tot din județul Hunedoara. În urma verificărilor efectuate de către polițiști, s-a constatat că cel care conducea microbuzul nu deținea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. În cauză, se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, respectiv conducere fără permis. Traficul rutier de pe A1 între kilometrii 224 plus 700 de metri în zona localității Boița și kilometrul 238 în zona localității Mohu a fost deviat timp de 4 ore pe drumul național 1 și drumul național 7, revenind la normal în jurul orei 5:30. La fața locului a fost o adevărată desfășurare de forțe. ISU a intervenit cu o mașină de descarcere a auto specială de stingere, o ambulanță smurt și o mașină de transport victime multiple. Din păcate însă, pentru niciuna dintre victime nu s-a mai putut face nimic. Pasagerul auto-utilitar era deja mort la momentul la care a fost descarcerat, iar șoferul vinovat de producerea accidentului era în stop cardiorespirator. Din păcate, nu a mai putut fi resuscitat nici el. Polițiștii spun că tânărul de la volanul utilitarei nu deținea permis de conducere. După absolvenții de gimnaziu, de luni vine rândul celor care termină liceul să treacă prin furcile caudine ale examenelor. Reprezentanții ISJ Sibiu spun că peste 2400 de candidați sunt așteptați să intre în săl la probele scrise. 264 de candidați sunt din promoțiile anterioare. Lor li se adaugă însă aproape 900 de absolvenți de liceu care însă nu s-au înscris pentru susținerea examenului. Probele scrise debutează în 26 iunie cu proba scrisă, iar o zi mai târziu se va susține proba obligatorie a profilului. Aici candidații în funcție de specializare vor avea de ales între istorie și matematică. La mijlocul săptămânii va avea loc proba la alegere în funcție de profil și specializare. Candidații pot susține examenul la chimie, fizică, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Joi, acolo unde este cazul, se va susține proba scrisă de limba maternă. Pentru examenul din acest an în județul Sibiu au fost înființate un număr de 8 centre de examen. Rezultatele parțiale de dinaintea contestațiilor vor fi făcute publice în 3 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate vineri 7 iulie. Ghinioniștii care nu vor reuși să obțină minimum media 6 la sesiunea de vară își pot încerca norocul în sesiunea din toamnă.
Șelin Bărul a împlinit 700 de ani de atestare documentară. Momentul a fost marcat așa cum se cuvine, iar printre invitații speciali s-a numărat și Raluca Turcanu, ministrul culturii. Mă tot gândeam că poate nimic nu este întâmplător pe lumea aceasta, pentru că în calitate de ministru al culturii, primul eveniment în județul Sibiu pe care îl iubesc și pe care, să spunem, l-am adus aproape de sufletul meu cu mulți, mulți, mulți ani în urmă, este acesta în care aniversăm 700 de ani de întemeiere a comunei Șelin Băr, 700 de ani de atestare, așa cum spunea și în Preasfinția sa, este foarte posibil și istoricii probabil că vor veni cu argumente să regăsim pe parcurs și alte informații, dar 700 de ani de existență într-o comunitate care este caracterizată prin multiculturalitate reprezintă o onoare deosebită pentru un om care ocupă funcția de ministru al culturii. Pentru că pe fond, aici în Șelin Băr, avem, dacă ne uităm la istorie, un adevărat mozaic cultural. Sunt oameni cu origini diferite, cu tradiții, cu tipuri diferite de activități, care și-au împletit existența în timp, creând o comunitate puternică, a cărei cea mai importantă valoare o reprezintă locuitorii și care au ajuns astăzi la un număr impresionant. Peste 20.000 de șelimbăreni, practic, sunt moștenitorii unei tradiții culturale care, în momentul de față, definește frumoasa comunitate șelimbăreană. Cu acest prilej, profesorul dr. Sorin Radu, rector al Universității Lucian Blaga din Sibiu, a primit distinția de cetățean de onoare al localității. Localitatea Șelin Băr este atestată documentar într-o scrisoare din 16 mai 1323, în care apare numele de Schellenberg, dealul clopotelor. În scrisoarea din 1323 sunt menționați Hengzon și Hennig de Schellenberg ca martori a unei înțelegeri ce îl privea pe comitele Nicolae, fiul comitelui Conrad din Tălmaciu, care primește din partea socrilor jumătate din moara din Cristian și 7 iugăre de viță de vie. Dar atestarea documentară nu reprezintă cea mai veche informație despre comunitatea care a locuit în teritoriul de astăzi al Șelin Bărului, deoarece avem dovezi arheologice despre locuiri mult mai vechi în vatra de astăzi a localității sau în extravilanul acestea. Prima atestare a Șelin Bărului datează din 1323. Primul document care îi arată existența este o scrisoare păstrată cu sfințenie la loc de cinste și în zilele noastre. De atunci și până azi, Șelin Bărul a evoluat și este a treia putere economică din județ, cu o cifră de afaceri a societăților de aici, care depășește astăzi 830 de milioane de euro. Drogurile la volan au curmat libertatea unui vâlcean de 24 de ani. Tânărul a fost prins în trecut circulând sub influența substanțelor interzise, i s-a întocmit dosar penal și a fost trimis în judecată. Magistrații au aplicat legea și l-au condamnat pe tânăr la aproape 4 ani de detenție pentru fapta sa. Tânărul în cauză a fost depistat și reținut la Sibiu. Bărbatul este deja încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă. La data de 22 iunie, pe raza municipiului Sibiu, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Sibiu au depistat un tânăr în vârstă de 24 de ani din județul Vâlcea, pe numele căruia, la data de 3 martie a acestui an, judecătoria Făgăraș a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii. Tânărul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive. Persoana în cauză a fost încarcerată în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Sibiu.
Sibiul se transformă în scenă pentru aproape două săptămâni de zile, cât ține cea de-a 30-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Orașul s-a transformat deja în furnicare, iar în centrul orașului artiștii făceau repetiții. Urmează un weekend cu piese de teatru, lansări de cărți, expoziții și spectacole stradale care mai de care. Nu vor lipsi reprezentațiile de acrobație aeriană și nici spectacolele de lumini. Mai multe asociații de reconstruiri istorice vor face demonstrații îmbrăcați în costume de soldați și înarmați cu săbisemețe. Să nu uităm totuși că pe lângă magie, Festivalul de Teatru vine și cu supărări pentru șoferi. Sunt închise mai multe parcări din zona centrală a orașului, așa că dacă aveți de gând să participați la spectacole, luați autobuzul. Pentru buna desfășurare a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, un eveniment amplu în oraș, Comisia de Circulație a avizat mai multe restricții în trafic, în principal pe Bulevardul Coposu, și închiderea mai multor locuri de parcare în zona centrală.